Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul AgroTV. Ne mor animalele de foame și de sete. Acesta este strigătul disperat al micilor fermieri din sudul județului Dâmbovița. Volumul scăzut de precipitații din această perioadă și lipsa zăpezilor din timpul iernii au dus la o secetă prelungită și au făcut ca la această oră islazurile comunale să fie la fel de pârjolite ca în toamnă. Din păcate, bovinele și ovinele nu au niciunde să fie adăpate pentru că sursele de apă din zonă au secat. În aceste condiții, foarte mulți crescători de animale renunță la această ocupație. În județul Dâmbovița, ca de altfel în toată țara, numărul de animale este de la an la an tot mai mic. Este secetă și o să moară vitilii de foame că n-are ce mânca. Iarbă începe să usuce dacă nu plouă. Capra, hai cum mai duci pe, la frunză pe aia, dar restul animalelor, vaci, oi, astea moar de foame. N-a plouat deloc. Și dacă nu mai plouă, e belea. O să ajungem să le vindem pe lucruri de nimic. N-a fost nici zăpadă, iar o puțin. Este adevărat că iarbă puțină rău. Cea mai răsărit așa din rouă, din aia, dar în rest nu. E greu și pentru noi. Vă dați seama dacă acum primăvară așa, în iulie, în august, o să fie prăpăd? Nu știu dacă nu plouă nici la vară. Le vindem, că n-avem ce face cu ele. Situația izlazului este gravă. N-a plouat, n-a nins. Iarbă nu e de nici, n-are ce mânca, ce-o împățit toată vara, Dumnezeu știe. Ne-am învățat cu animalii, ne drag de ele, le știu mai mult pe acasă, la 1 mai trebuie să plecăm cu ele, după Paști, unde să le duci? Dacă n-are mâncare, toată lumea a început să renunțe, vaci nu mai sunt, mai sunt câteva oi, câteva capre, care la astea țiu foarte mult. Ce s-a întâmplat la vară? O venim vreo societă ca lumea, cum promite timpul acum, că e căldură mare și nu e. A ieșit un pic de iarbă așa, după un rouă, după un alea, dar nu e de mâncare, nu. Nici n-are ce să mănânce, nici n-are ce să nu e. A mai fost secetă așa mare în alți ani? Dom'le, a mai fost și secetă, dar nu ca acum. La timpul ăsta eram plin. Era iarbă pe izlaz, era ca lumea. A mai fost secetă, dar ce să zicem, dar anul ăsta mi se pare foarte urât. Nu știu ce s-a întâmplat. N-are, dacă nu plouă, nu facem nimic. N-ai de unde să... De unde să crească iarba? N-ai, nu avem irigații, n-avem de unde. Cine s-o ude, cine s-o... E și suprafața foarte mare. E și suprafața mare. Izlazul e mare, nu e vorba, dar dacă nu e iarbă... Ne uităm. În acest moment le pașteți prin livezi, așa, pe unde apucați? Acum le ținem pe grădini, până alea, pe la noi care avem. Că n-am, dacă pe izlaz nu are ce mânca. Dacă nu plouă, nici n-am cuvinte, e greu, dacă nu plouă, nu știu ce să fac.